Dacă la restaurantele de lux se acordă stele Michelin, la cămări de acum încolo se vor da stele măruță, de acord? De fapt, le voi acorda chiar eu. Oamenii mă vor chema la evaluare și să obțină stele, îmi vor da să mănânc. Băi, cum sună asta? Adică cum ar veni în viitor, îmi voi urma adevărata mea vocație. Măcar am și eu o opțiune, dacă plantă, totuși face siglă la emisiune, la plântuță. Băi, plântuță, hai să-ți explic ceva. Până una alta, suntem la măruță și până una alta... Deocamdată. Și până una alta, să știi că eu sunt aici. Gata, mutați cadrul de pe el. Mulțumesc. Vreau însă să-mi pun în valoare talentul de mâncăcios în emisiune și pentru asta vă provoc chiar pe voi să gătiți pe cei de acasă. Deocamdată nu vă răsplătesc cu stele, dar vă așteaptă un alt premiu. Sunt convins că o să vă placă, așa că vă invit să participați la acest concurs, oameni buni. S-a dus vestea în șapte sate că ești cea mai mare gospodină. Mamă, cum era asta? Vecinele din bloc îți bat la ușă disperate că fără tine li se taie maioneza. Mamă, dar ce bună e! Bună, rău! Faci artă în bucătărie și simți că sarmalele tale au stele Michelin. Așa zic și eu, Doamne Dumnezeule! Oricine ai fi, de oriunde ai veni, dacă gătești cu talent, cămăruța lui Măruță te așteaptă. Merce e perfectă. Filmează-te când ne pregătești ceva bun. Trimite filmulețul pe lamaruta@protv.ro și poți câștiga un Dita mai porcul de Crăciun. Cu ce mai trântesc eu? Pe ușa mea de o trânteam de săreau murăturile de aici.